În agricultura ecologică, materialul fertilizant folosit cel mai frecvent este compostul. Acesta se poate obține prin mai multe metode, dar cea mai rapidă și mai eficientă este cea fierbinte. Prepararea compostului fierbinte, numit și compost activ, necesită atenție și muncă, dar își merită efortul. Putem pune în el chiar și carne, oase mărunte, produse lactate și altele. Datorită temperaturilor înalte, se distrug agenții patogeni, semințele de buruieni, rădăcinile de pir. În același timp, se păstrează nutrienții, volumul și masa. Pe o suprafață impermeabilă, într-un loc ferit de soare și de vânt, putem să compostăm aproape orice, dar trebuie să ținem cont de raportul carbon-azot. Materialele bogate în carbon de obicei sunt cafenii, uscate și putrezesc încet, iar cele bogate în azot de obicei sunt verzi, umede și putrezesc rapid. După ce adăugăm toate ingredientele în grămada de compost, trebuie să avem un raport mediu de carbon-azot de 25-30 la 1. De exemplu, acest raport îl putem obține adăugând o parte de masă de frunze și două părți de masă bălegar. Regula generală spune că după greutate putem amesteca o parte din materialul de culoare cafenie cu 2-3 părți din cel verde. Iar după volum, cel mai des e invers, deoarece majoritatea materialelor cafenii sunt mai voluminoase. Movila trebuie clădită în straturi, alternând ingredientele. Cele bogate în carbon, care vor fi în straturi mai groase, în special primul, iar cele bogate în azot, în straturi mai subțiri. Volumul minim al movilii se recomandă să fie de 1 m³ pentru a asigura o încălzire suficientă. Udăm movila foarte bine, până la saturare. Pentru a grăbi procesul, putem adăuga la mijlocul movilei un activator, urzici, un mic animal mort, urină sau zaț de cafea. În perioada rece sau ploioasă, acoperim movila cu prelată, țol, țesătură. Secretul unui compost fierbinte este menținerea aerisirii, umidității și temperaturii optime prin amestecarea cu regularitate a movilei, din exterior spre interior și invers. Prima întoarcere o facem peste 2-4 zile din ziua clădirii movilei, când s-a atins temperatura optimă. Următoarea la fiecare 2-3 zile, până când compostul e gata. Între timp este necesar să verificăm umiditatea. Acest lucru se face destul de simplu. Dintr-o mână de material compostat trebuie să se stoarcă 1-2 picături de lichid. Dacă nu se stoarce, stropim, dar nu în exces. Dacă sunt mai multe picături, zvântăm movila. Este foarte important să verificăm și să menținem temperatura în interiorul movilei de 55-65 de grade Celsius. Dacă temperatura este mai mare de 70 de grade Celsius, atunci este prea fierbinte, compostul arde, iar acest lucru înseamnă că pierde din volum, nutrienți și miroase urât. În astfel de cazuri, este recomandat să amestecăm cu regularitate sau atunci când temperatura depășește 65 de grade Celsius. La fel mai putem adăuga materiale cafenii. 55-65 de grade Celsius este temperatura perfectă. Mai mică de 55 de grade Celsius, prea rece. Procesul devine anaerob, adică fără aer. Compostarea încetinește și miroase urât. Soluțiile ar fi să acoperim dacă e prea frig afară sau să adăugăm activatorii, să umezim sau zvântăm după necesitate, să adăugăm materiale verzi și să reamestecăm. Compostul e gata atunci când se răcește, devine omogen și miroase plăcut a pământ negru. În final, obținem un compost proaspăt, bogat în nutrienți, care va asigura sănătatea plantelor, calitatea și cantitatea recoltei.